E cutremurător ce ne spune Iurie de fiecare dată și el e acolo. Ce se întâmplă acum în Ucraina, că am trecut deja de faza unui simplu război, am intrat în faza de terorism de stat. Ceea ce face Vladimir Putin este terorism de stat. Folosește terorismul, pe lângă operațiunile militare propriu-zise, folosește terorismul pentru a îngenunchea Ucraina. A văzut că nu poate să o învingă în această fază și vedeam o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului de la Washington, că Ucraina a câștigat această primă campanie, pentru că rușii n-au reușit mai nimic din obiectivele majore, de a lua marile orașe, de a cuceri Kievul, de a distruge armata. Și atunci nu fac decât să omoare. Și au trecut la terorism de stat. Da. Nu poți să-i zici altfel atunci când vezi, da, când nu, vezi foarte corect. Eu zic că e foarte corect și cred că e de acord cu noi și CNA. Nu cred că se va opune. Ceea ce face Putin e terorism. Bombardând clădiri cu sute de oameni sau mii de oameni. Mai mult cu cât, așa, da? Se poate găsi cu cât, dacă ne uităm foarte bine, nu prea găsești familii în care să nu se vorbească bine limba rusă. Eu cred că toată lumea vorbește acolo bine limba rusă. Corect. Dar toate orașele atacate sunt majoritar ruse. Vorbitoare de rusă, nu neapărat rusești. Pentru că sunt ucrainieni vorbitori de rusă. Sigur, da. Așa este amprenta fostului educație în limba rusă, chiar dacă sunt ucrainieni. Ce cred eu că este iarăși foarte important, există familii mixte de ucrainieni și ruși. Și în Ucraina... Și în Rusia, exact. 40 de milioane de ruși au rude în Ucraina. Ia auzi, 40 de milioane. Cum să tragi în frații tăi? Serios. Cât de animal să fii, iartă-mă, că nu pot să zic de om. Cât de animal să fii să tragi în frații tăi? Noi l-am trăit în 1989, dar la alte proporții mult mai catastrofale. Da. Da. Mai ales dacă vorbim de cartele, de pâine, de... Cum să faci așa ceva?